În data de 29 februarie, Direcția de Sănătate Publică din Călăraș a primit informații prin intermediul Serviciului Județean de Ambulanță în legătură cu un pacient adult din mediul rural care a făcut febră în seara anterioară apelării. Pacientul a intrat în România pe data de 23 februarie, moment la care localitatea și regiunea din care a venit nu făcea parte din cele vizate de instituirea unor măsuri speciale în Italia. Pentru a preveni orice îndoială cu privire la starea sa de sănătate, acesta a fost transportat și izolat la Spitalul Județean de Urgență Călăraș, secția boli infectocontagioase, conform procedurilor, prin apelare la serviciul unic 112 cu ajutorul unui mijloc de transport adecvat aparținând ISU Călăraș în condiții de securitate. Starea pacientului este bună, stabilă, conform evaluării făcute de medicul de specialitate din spital. Au fost recoltate analizele, iar probele au fost trimise la Institutul Național Matei Balș din capitală. DSP Călăraș monitorizează în prezent 40 de persoane din județ aflate în autoizolare la domiciliu. Starea de sănătate a persoanelor autoizolate este bună, acestea nu prezintă simptome și se află în legătură permanentă cu DSP Călăraș. În acest moment, în județ, nu avem persoane în carantină.